Am citit romanul, mi-a plăcut foarte mult. Veneam după un roman cu o imagine care deja se conturase destul de solid în mintea noastră din orele lui Michael Crichton despre Virginia Woolf și în momentul în care am citit Vanessa, The Sister de Pia Farmer, mi-am dat seama că, iată, i-a adusă la suprafață o fațetă a Virginiei Woolf care este foarte puțin cunoscută, de care nu-ți dai seama din jurnalul ei. Pia Farmer face în această carte un lucru foarte inteligent. Își imaginează un jurnal al surorii Virginiei Woolf, al Vanesei, care a fost o pictoriță renumită în epocă. Ce știm noi despre Virginia Woolf și știm foarte multe lucruri, aici ni se relivrează din altă sursă și dintr-o altă perspectivă. Și dacă ne uităm chiar la titlul romanului care este incitant, Vanessa și sora ei. Deci dacă noi n-am ști cine a fost Vanessa Steven, apoi devenită doamna Bell, nu Clive, soțul Clive Bell fiind iarăși el cu relații extraconjugale, indiferent de sex, foarte interesante, nu am ști cine este sora Vanessei. Tema esențială a cărții, aș spune eu, dincolo de grupul acesta extraordinar care reflectă elita intelectuală boemă și, să spunem, avantgardistă pentru vremea respectivă, relația dintre cele două surori mi se pare extrem de interesantă. Aș menționa câteva teme esențiale așa din carte și lucruri pe care o să le regăsiți și cu siguranță vă vor face plăcere. Vedem foarte interesant cum se dezvoltă și în care sunt, să spunem, căutările, neliniștile și chiar curajul unor femei ardiți. S-a spus aici, avem pe Virginia Woolf, iată scriitoarea, și pe de altă parte pe sora ei, Vanessa, artist plastic și fiecare cu limbajul ei, cuvintele și sunt multe momente foarte frumoase în carte când Vanessa pictează, fie înainte de căsătorie, fie după căsătorie, chiar și atunci când devine mamă. Am avut senzația pe care am avut-o când m-am dus prima oară în Anglia și când am văzut toată acea cultură despre care citisem în liceu, în facultate, existau toate lucrurile despre care aflasem, pe care le văzusem în filme și care nu erau create. Chiar sunt acolo case de la 1100 acoperite cu stuf, pe care proprietarii au grijă, pentru care statul investește bani să fie păstrate ca atare. Acesta este sentimentul pe care ți-l dă carte, nu de déjà vu, ci de o realitate atât de apropiată și de palpabilă, încât te confunzi cu ea. Există și acolo în ea.